Scena din piațeta Casino Mamaia a găzduit în fiecare weekend concerte de excepție cu artiștii de renume din România și a atras mii de spectatori. Atmosfera vibrantă a pus stațiunea în centrul distracției de pe litoralul românesc. Reprezentanții organizației de management al destinației Mamaia Constanța spun că în acest sezon estival s-a înregistrat o creștere a numărului de turiști cu aproximativ 10% față de anul trecut. Din punctul nostru de vedere, sezonul estival care abia se încheie a fost un sezon foarte, foarte bun, cu mult peste cel din 2023. Știam aceste lucruri din iarnă de undeva, deoarece vânzări de timpurii pe stațiunea Mamaia aveau o creștere de peste 25% față de cele similare de anul trecut, iar ceea ce se întâmplă în luna ianuarie și februarie la rezervările timpurii dau tonalitatea, dau trendul pe întreg an. Așadar, începând din luna mai, cu creștere, iunie, iulie, august, am avut foarte mulți turiști și români și străini, față de 2023, ca să nu mai vorbesc față de 2022. Totodată, din punct de vedere al condițiilor meteo, ne-am bucurat de o vară caldă, cu foarte puține precipitații până la data de 1 septembrie. Începând cu luna mai și până la mijlocul lunii septembrie, OMD Mamaia Constanța a colaborat cu cei mai apreciați artiști și a oferit turiștilor spectacole live memorabile. Totodată am organizat mai multe infotripuri, atât pentru cei părțile interesate din România, cât și străinătate. Am participat la infotripul Riviera Românească de la finalul lui mai, începutul lui iunie, cu principalele agenții de turism din România. A fost infotrip de la Mamaia la Mangalia. Aceasta a fost denumirea. Totodată, la începutul lunii iulie, am avut peste 50 de persoane, blogeri, influenceri, jurnaliști specializați în turism, reprezentanți ai companiilor media, reprezentanți ai tur operatorilor, cât și ai companiilor aeriene low cost, precum și ai camerele de comerț și turism din Polonia, la oaltă cu mai mulți reprezentanți din țări țintă, ca să spun așa, din Uniunea Europeană, cum ar fi Italia, Germania, Elveția, Austria, Polonia, repet, am avut și Marea Britanie și Irlanda totodată. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța promite ca și sezonul estival 2025 să fie pe măsura acestuia.